Într-adevăr, e bine în prezența Domnului, nu-i așa? Acolo unde este prezent Domnul, acolo este bucurie. Unde este prezent Domnul, este iertare. Unde este prezent Domnul, este pace. Așa, dacă în inima ta de-o deschis și intră prezența Domnului acolo, aș vrea să știi că nimicnicia ta, durerea ta, plânsul tău, drama vieții tale se transformă în bucurie. Amin. Vreau să rămân în asentimentul fratelui Dani și cum a început biserica din Psalm. Psalmul 55, care ne îndeamnă să strigăm la Domnul. Nu avem, fiindcă nu cerem. Nu suntem vindecați, fiindcă nu căutăm vindecarea. Nu binecuvântăm pe alții, de aceea suntem săraci. Spune cuvântul Domnului așa: seara, dimineața și la amiază oftesc și gem. Dar eu strig către Domnul, fiindcă Domnul mă va scăpa. Aleluia! Omul Dumnezeu geme. Aș vrea să ne cercetăm și să știm cu siguranță că gemetele tale, până acolo încât lucrurile pe care nici nu le imaginezi, oftatul tău este contabilizat de Dumnezeu. Săptămâna aceasta am avut ocazia să ajung la patul unei surori din biserică și aș vrea să ne rugăm pentru familia Enache. Și Diana, printre altele, spunea: am fost la un pas de moarte, am văzut moartea cu ochii mei, am crezut că o să mor. Numai Harul Dumnezeu m-a ținut în viață. Nu știu care a fost săptămâna ta, viața ta, bucuria ta, durerea ta, falimentul tău. Poate a fost trântit la pământ, poate a fost ridicat, dar aș vrea să știi în această seară, cuvântul Domnului te cheamă să te încrezi în Domnul. Așa am citit: încredințează soarta în mâna Domnului și Domnul va lucra. Am vrea să ne rugăm pentru cei în suferință, pentru cei în durere. Fugim de Dumnezeu, acoperim durerea, nu împărtășim cu alții. Aș vrea în această seară să fii vulnerabil înaintea Domnului, să pătrundă Domnul în viața ta și să știi că Domnul este aici prin Duhul Sfânt și vrea să aducă tămăduire totală. Cuvântul Domnului are putere, Duhul Sfânt are putere, biserica are putere. Tu tot ceea ce trebuie să faci este să crezi și să vii înaintea Domnului, să zici: Doamne, sunt aici înaintea Ta și vreau ca puterea Duhului Sfânt să aducă tămăduire deplină vieții mele. Aș vrea să te ridici în picioare împreună cu mine și să ne rugăm. Ne rugăm pentru familia Enache. Ne rugăm pentru alte familii din biserică care sunt în suferință. Aș vrea să știi, iertarea și vindecarea o da Domnul. În seara aceasta pleci din locul acesta tămăduit pe baza cuvântului Dumnezeu, dar pentru aceasta trebuie să iei această promisiune și să știi că Dumnezeu este aici să vindece. Dumnezeu nu a răpit încă biserica, fiindcă nu suntem încă perfecți și suntem încă în durerile noastre și încă suntem momente în care Dumnezeu transformă, înnoiește și schimbă și ești aici în această transformare divină pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea. De aceea ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să coboare în adunare. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să aducă vindecare în numele lui Iisus. Ne rugăm să credința pe care o ai în Domnul să dea rezultate. Noi suntem speciali, fiindcă suntem o familie, familia lui Iisus Hristos și noi credem în puterea vindecării. Noi credem în tămăduire, noi credem în El, fiindcă El este prezent aici prin Duhul. El este aici să te ridice, El este aici să-ți dea dragoste în loc de ură, să-ți dea iertare. Hai să ne rugăm cu credință și să ne rugăm ca temelile iadului să se dărâme și diavolul să plece. Acolo unde este putere în rugăciune, cel rău pleacă. Unde este puterea Duhului Sfânt, întunericul pleacă. Unde este prezent Domnul, acolo este vindecare. Amin? Ne rugăm cu toată biserica. Haleluia! Haleluia!